diasporă, ca reprezentant administrației publice locale, vreau să spun un lucru. Este țara Republica Moldova. Astăzi, în partea socială, economică a țării, diaspora participă. Am și eu, frate și soră, psihotare care muncesc acolo. Ei azi impozite în țara noastră nu plătesc. Dar cu părerea, chiar și fratele meu se dă tare. Ceea ce astăzi, peste noapte, s-a schimbat și cu părerea se dă. Dar eu am muncit 15 ani de zile în orașul Hâncești pentru a face străzi, pentru a face sistem de canalizare, pentru a face apă. Ceilalți care se dau cu părerea peste noapte, ce au făcut ei pentru țara asta?